Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În mai toate poveștile pe care le-am citit, ne putem da seama cu ușurință care sunt personajele bune și care sunt cele negative. Astăzi vă invit să descoperim cartea Incredibilul Sylvester, scrisă și ilustrată de Dana Cavelli, cartea al cărei personaj principal este un șoricel de culoare gri, care, în încercarea de a deveni altcineva, capătă o pasiune pentru muzică. Chiar dacă nu exista o vioară pentru șoricei, Sylvester nu se dă bătut și își confecționează un instrument muzical pe măsura sa din obiectele găsite în dulapul bunicii Marusia, proprietara de fapt și de drept a casei în care acesta înopta. Datorită acestei pasiuni, șoricelul se împrietenește cu Tim, nepotul bunicii Marusia. Astfel, cei doi încep să interpreteze în duet piese celebre, Sylvester compunând Sinfonia în Mi Șoricior. Vă las pe voi să aflați dacă și în această poveste există personaje negative. Pe data viitoare!